SQL Injection Union Attacks. Sunt atacuri care exploatează vulnerabilități de tip SQL Injection. Dacă o aplicație este vulnerabilă la SQL Injection și rezultatul query-ului este returnat la nivelul răspunsurilor aplicației, atunci cuvântul Union poate fi utilizat pentru a obține date din alte tabele ale bazei de date. Și în felul acesta se construiește un atac de tip SQL Union Injection. Cuvântul cheie Union, de fapt, permite executarea unor query selecturi adiționale care adaugă rezultate la query original. De exemplu, avem acest exemplu de query obținut folosind Union, care va returna un single set rezultat format din două coloane, ce va conține coloanele A și B de la tabelul 1, la care se adaugă coloanele C și D de la tabelul 2. Pentru ca un astfel de atac Union să funcționeze, va trebui însă să fie îndeplinite două cerințe. Și anume, va trebui să avem pentru query-urile individuale același număr de coloane returnat, e prima cerință obligatorie, și va trebui ca tipul de date la nivelul coloanelor query-urilor individuale să fie compatibile între ele. Având în vedere aceste cerințe, pentru realizarea unui atac de tip SQL Injection Union, va trebui să realizăm doi pași pregătitori, în primul rând. Deci va trebui odată să identificăm câte coloane sunt returnate de către query original, după care va trebui să identificăm care coloane returnate la nivelul query original sunt potrivite pentru tipul de date pe care vrem să îl injectăm la nivelul interogării. Deci acești doi pași trebuie să îi realizăm pentru a putea finaliza un atac de tip SQL Injection Union. Și atunci, pentru primul aspect, deci cel care privește identificarea numărului de coloane returnate de query original, avem două metode. Prima metodă implică injectarea unei serii de clauze order by la care indexul este incrementat până când se obține eroare. Order by realizează o ordonare pe baza unei anumite coloane. Și atunci, presupunând că punctul de injecție este la nivelul unui șir în cadrul unei clauze where, la nivelul query-ului original se va injecta progresiv order by 1 și dacă n-am obținut eroare, urmează order by 2, după care urmează order by 3 și așa mai departe, până când obținem eroare. Ultimul order care by, nu știu cât, n, până la eroare, ne va permite să identificăm numărul de coloane returnate către query original. Acum, această clauză ne este convenabilă pentru că permite ordonarea practic după o coloană având un index dat, 1, 2, 3 și nu ne obligă să dăm numele coloanei respective. Deci noi exploatăm acest aspect, faptul că order by index este posibil și atunci noi de fapt rezolvăm o ordonare a rezultatelor query-ului original
pe baza indexului pe care îl dăm în clauza order by. Bun. A doua metodă implică utilizarea unei serii de payload-uri Union Select, ce să specifice un număr de valori nul. Se începe, de fapt, cu injectarea payload-ului pe care l-a marcat. Dacă interogarea inițială are o singură coloană, atunci nu vom obține eroare. Dacă nu, atunci vom obține eroare. După care dăm al doilea payload. Dacă sunt două coloane, nu obținem eroare. Dacă da, obținem dacă nu sunt două, obținem eroare. Și așa mai departe, înaintăm cu creștem numărul valorilor nul progresiv până la momentul când nu mai avem eroare și atunci numărul valorilor nul ne va spune numărul coloanelor din query inițial, original. În cadrul indicațiilor de lucru, ni se specifică că avem o vulnerabilitate de tip SQL injection la nivelul filtrării categoriei de produse a aplicației pe care o utilizăm. Rezultatul interogării este returnat în răspunsul aplicației, ceea ce ne permite să utilizăm Union Attack pentru a identifica date din alte tabele. Pentru construirea unui astfel de atac, vom începe cu primul pas. Primul pas este cel de determinare a numărului de coloane care este returnat prin filtrare. Pentru aceasta vom utiliza una din cele două tehnici pe care deja le-am prezentat în noțiunile teoretice. Mai departe, ni se solicită prin enunțul lucrării să realizăm o infiltrare, o injectare la nivelul rezultatului filtrării a unei valori aleatoare ce ne este furnizată și care este de tip string. Prin urmare, următorul pas va fi să identificăm coloana rezultată prin filtrare, care este compatibilă cu tipul string, pentru a ști unde putem face realiza atacul. Suntem conectați la aplicația lucrării de laborator, care ni se specifică că prezintă o vulnerabilitate de tip SQL injection la nivelul filtrării categoriei de produse. Aici avem categoria de produse. Ni se cere să realizăm un atac prin care să inserăm acest șir de caractere la nivelul rezultatului filtrării pe care îl forțăm. Vom începe prin a ne poziționa burp-ul ca și proxy, cu observația că întreaga lucrare putem să o realizăm fără suita burp, putem să o realizăm folosind doar web browser-ul. Vom lucra totuși cu suita burp pentru a ne familiariza cu aceasta, întrucât vom urmări lucrări mai complexe care vor necesita operarea cu ajutorul burp-ului. Deci am poziționat burp-ul ca și proxy. Și mai departe verificăm să avem opțiunea de intercept request să fie corect cecuită. Deocamdată nu ne trebuie interceptare, stăm pe HTTP history și vizualizăm modul în care se reîncarcă, observați pagina de pornire. Funcționează, deci burp-ul realizează interceptarea, vom poziționa interceptarea on și vom face filtrarea pe categoria gifts. Observăm că s-a făcut interceptarea, aici avem solicitarea noastră pentru filtrare pe categorie gifts. Vom trimite solicitarea spre request-ul, spre repeater.
și vom lăsa lucrurile să meargă în mod obișnuit mai departe, nu mai lucrăm cu interceptare. Mergem la repeater și nouă ni se specifică în lucrare că avem vulnerabilitate SQL injection, nu o mai verifică. Ni se specifică și că răspunsul interogării îl obținem în cadrul aplicației, deci putem folosi atacul care ni se cere. Rămâne să identificăm numărul de coloane pe care le returnează această filtrare. Pentru aceasta vom putea opera cu una din cele două metode pe care le-am parcurs în zona teoretică, deci fie utilizăm acest payload pe care îl vom și utiliza, fie utilizăm un payload de genul acesta. Mai departe lucrurile se derulează în secvență, deci vom încerca să realizăm o ordonare a rezultatului filtrării după prima coloană. Asta facem aici. Trebuie, întrucât lucrăm cu proxy, trebuie să facem această control-U, această codificare, pe care altfel o face în mod automat browserul. Ok. Am inclus acest payload și trimitem. Răspunsul este ok, deci se poate face, avem o coloană, cu alte cuvinte, cel puțin o coloană. Încercăm mai departe să facem același lucru pentru coloana 2, deci să facem o ordonare după coloana 2 și răspunsul din nou este ok, deci înseamnă că avem cel puțin două coloane. Încercăm să facem ordonare a rezultatelor filtrării după coloana 3 și răspunsul din nou este ok, deci înseamnă că avem cel puțin 3 coloane. Încercăm să facem ordonare după coloana 4 și obținem un răspuns altul, deci obținem o eroare 500, un internal server error, care ne indică că noi de fapt nu avem 4 coloane, ci doar 3 coloane. Deci concluzia noastră este că vom lucra cu 3 coloane și mai departe următorul pas în construirea atacului este să identificăm, noi trebuie să inserăm un șir de caractere, deci trebuie să identificăm care dintre aceste coloane permite inserarea unui șir de caractere, deci ne permite injectarea a ceea ce dorim noi să injectăm caractere. Și atunci vom utiliza pentru aceasta unul dintre aceste payload-uri. Deci, rând pe rând. Deci, odată facem verificarea pentru prima coloană și asta înseamnă că verificăm dacă nu ne dă eroare când facem acest union. Deci, control-U și atenție să avem aici a doua. Așa, deci control-U și dăm send. Deci noi acum am realizat injectarea acestui payload care face verificarea primei coloane dacă este de tip string. Send și am obținut un tip internal server error pentru că deci se pare că prima coloană nu este coloană de tip șir de caractere. Bun, mergem mai departe, încercăm cu a doua coloană. Deci facem injectare, cred că de aici am luat-o. Da. Nu uităm să facem codificarea, control-U, și să o transmitem, send. Da, deci a doua coloană este o coloană care este de tip șir de caractere, deci vom putea lucra cu această coloană. Și vom încerca să injectăm aceste valori care ni se cer. Ctrl-V, transmitem,
Este ok. Deci am obținut codul 200, între timp am obținut și felicitările aferente. Și hai să vedem răspunsul în browser. Show response in browser. Aici ne-am făcut copierea, copy. Control V. Și avem aici, observați cum am reușit să inserăm șirul de caractere aleator. Deci lucrarea am finalizat-o cu succes. O putea trece la următoarea.